Bună ziua! În urmă cu o zi am dat primul tabel care rezolvă problemele numerelor prime. Acel tabel era primul pe care l-am executat în viață după 20 de ani de căutări. Acum vă arăt unul din tabelele făcute ulterior. Acesta este, de exemplu, același tabel pus într-o altă modalitate în practică, care ne ajută mult mai mult să înțelegem secretele numerelor prime și este ușor de utilizat în aflarea, identificarea, practic, a numerelor prime pe șirul numerelor naturale. Spre deosebire de tabelul trecut în care era trecut sus șirul numerelor naturale, acum le-am trecut în diagonală. Pur și simplu avem o înșiruire a șirului număr de numere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și așa mai departe. Pe acest șir vom identifica numerele prime prin metoda propusă, metoda tabelară și vom realiza acest lucru prin următorul exercițiu. Vom scrie pe o verticală, în fiecare pătrățică, cifrele 1. Plecând de la diagonală, vom porni cu numărul 2, lăsăm o pătrățică, scriem 2. Lăsăm o pătrățică, scriem 2. Deci foarte ușor vom scrie de sus în jos, practic, numerele de 2, în așa fel încât între ele să existe distanța de o pătrățică. Apoi, la numărul 3, vom lăsa două pătrățele și vom scrie un șir de numere 3. Deci nu trebuie să mai reținem 1, 2, 3, 4, 5, ci pur și simplu vom scrie din două în două pătrățele cifra 3. Este mult mai ușor de realizat. Apoi vom merge la cifra 4, lăsând 3 căsuțe între ele și vom scrie un șir de numere 4, apoi de 5, apoi de 6, de 7 și așa mai departe. Acest tabel are, spre deosebire de primul, deși este același tabel, dar altfel aranjat în pagină, ne poate duce la o identificare mai rapidă a numerelor prime, în sensul în care se începe verificarea numerelor. În cazul în care vrem să aflăm cu adevărat numerele prime, prin două metode. Una, facem pas cu pas fiecare înșiruire de astfel de numere, caz în care obținem numerele prime direct. De exemplu, între 1 și 2, numărul 2 este prim, pentru că el nu se împarte decât la 2 și la 1. Numărul 3 are o liber între 3 și 1, deci și numărul 3 este număr prim, pentru că se împarte doar la 3 și la 1. Numărul 4, observăm că are numărul 2 la care se împarte și 1. 5 nu are niciun număr între ele, deci 5 este prim. Numărul 6 are 1, 2, 3, deci numere la care se împart, deci nu este prim. Numărul 7, de asemenea, este gol ca spațiu între 7 și 1, deci numărul 7 este prim. Urmează numărul 8, vedem că are numere la care se împarte, deci nu este prim. Numărul 9 se împarte la 3, nu este prim. Numărul 10 la 2 și 5, nu este prim. Numărul 11 este iarăși un număr care este prim, deoarece nu apare în tabel decât 11 și 1. Numărul 12 nu este prim, deoarece se împarte la 1, 2, 3, 4 și 6. Numărul 13 este iarăși prim, deoarece are spațiu gol. Numărul 14 se împarte la 7, 15
la 3 și 5, 16 la 4 și 8 și 17 este iarăși număr prim. Așa. Deci ca să le observăm mai bine, înnegrim spațiile. Unde se află numerele prime. Este foarte important ca să înțelegem mecanismul în care se produce ieșirea la suprafață, la lumină, a numerelor prime. Deci nu mai este nevoie să facem calcule extrem de complicate, ci doar simpla înșiruire de numere într-un anumit mod, astfel încât numerele prime sunt dezvăluite. Da, deci aceasta este o descoperire, nu este nicio invenție, nicio inovație, e o descoperire pentru că este un fenomen natural la nivelul numerelor. Așa, terminăm și cu numărul 17. Acum putem observa lesne cât de ușor este să identificăm numerele plecând de la margine. Avem șirul de numere 1 și imediat observăm cum se autoelimină celelalte rânduri. Deci avem din 2 în 2, avem zona de numere la care se împart numerele de pe șirul natural. Deci, practic, vom anula, începând cu 2, vom anula numerele din zona lui 2. Se observă ușor că nu-i nicio problemă. Pac. Așa. Cum apare 2? Cum ștergem? Primul 3 care apare în dreptul unui număr fără soț este... unde este un 3 liber, la 9. Deci, dacă apare 3, apare așa. Deci, avantajul este că eliminăm din start numerele cu 2, când apare 3, sunt mai puține, 4 vor fi și mai puține, 5 și mai puține. Deci, practic, avem în față o posibilitate ușor de identificat a numerelor prime. Față de tabelul anterior, care scria sus, unde trebuia atenția mai mare făcută și era și mai greu de făcut, de reținut numerele altfel, acum nu trebuie să facem decât repetiții de 2, pe urmă repetiții de 3 și așa mai departe. Acest tabel este foarte interesant pentru că ne ajută să identificăm practic logic și foarte ușor. Și dacă, de exemplu, nu avem scrise numerele prime, nu în cap, în pagină, sau trebuie, așa, nu ne ducem prea mult încolo, pentru că este de ajuns să verificăm până la acest rând. Așa, deci, practic, nu trebuie să mergem să verificăm prin calcule și restul de pătrățele de numere posibile dintre ele, ci mergem pur și simplu, uite, 2, 4, 8, 3, 5. Practic, dacă nu avem la primele numere, putem încerca prin calcul sau nu să verificăm și restul. Deci, prin calcul în care omul se grăbește să afle dacă un număr este prim sau nu, în condiții în care nu vrea să mai continue acest tabel. Dacă tabelul este continuat, atunci foarte ușor, de la sine, numerele prime sunt identificate. Iată așadar că atât primul tabel prezentat, care este acesta, așa, deci acest tabel care l-am prezentat în video trecut, și varianta reinterpretată a lui în acest mod, ne face să descoperim faptul că numele prime sunt de fapt niște numere banale
care pot fi identificate ușor. Cu toate acestea, de 2000 și ceva de ani, așa, matematicienii lumii au încercat să le afle, să înțeleagă logica în care aceste numere apar. Ei bine, aceasta este logica, practic, care poate să ducă la identificarea lor. Această logică încă a fost presupusă de multe ori, gândită, dar a fost gândită algebric. Iată însă că putem să le aflăm ușor într-un astfel de tabel. Putem, practic, și în acest tabel să facem următorul experiment. Luăm, practic, șirul de numere naturale de aici și începem să înfingem cu un ac, eventual, sau un punct, punem în toate pătrățelele în care nu au sau au zone libere sau zone cu numere la care ele se împart. Deci dacă avem aici 2, mai punem o pătrățică aici. Avem 1 și 2, apar 2 și așa mai departe. În final, cele mai puține puncte sau înțepături vor fi la numerele prime, pentru că ele vor avea practic doar un singur număr la care se vor împărți plus la ele însele. Asta înseamnă că se pot crea tot felul de mecanisme sau de programe de calculator în care calculatorul prin program să puncteze fiecare rând. Vine odată și punctează din 1 în 1, pe urmă din 2 în 2, pe urmă din 3 în 3, din 4 în 4 și obținem, exact ca în tabelul anterior, rezultate maxime, adică putem identifica numerele prime. Dar acest tabel este foarte interesant, că orice copil, orice tânăr, orice matematician poate foarte ușor să facă un exercițiu, exercițiu care este foarte interesant pentru că îl face să înțeleagă modul în care apar numerele prime. Fapt pe care în prezent este pus sub semnul întrebării, este practic necunoscut. Doar se bănuiește că aceste numere, la care se tot împarte, au o anumită legitate de apariție. Sunt numerele prime un secret, o taină, o enigmă? Nu. În prezent se cultivă ideea că numerele prime ar fi o enigmă, nu doar a matematicii, ci a lumii. În trecut erau folosite și de astrologi pentru a prevede tot felul de enigme în viața omului. Așadar, putem face și prin acest tabel ceea ce am reușit să facem prin primul tabel. Uite, îl punem ca să-l observăm mai bine. Deci, avem două tabele în prezent care ne descoperă, fără niciun calcul, doar cu simpla înșiruire de nume, la distanțe. Deci, în momentul în care folosim practic distanțele, folosim elemente de geometrie. Nu mai folosim elemente de algebră. Tocmai de aceea, acest tabel este realistic și este posibil. De exemplu, între 5 de aici și 5 de aici există o anumită distanță. Numerele sunt folosite doar ca jaloane. Asta pentru ca să ne dăm noi seama la ce ne referim și în plus și în tabelul acesta aflăm toate numerele la care se împar numerele de pe șirul numere naturale, aflăm și numerele prime, aflăm toate elementele care le-am obținut și în celălalt tabel. Noutatea acestor tabele este deosebit de importantă. În primul rând, întrerupe acea enigmă, acea ciudată
atmosfera creată de ele în lumea matematicii, în care, dacă ascultați conferințele de pe internet, vedeți cum toți matematicienii spun în final că este practic imposibil de realizat o formulă algebrică, o metodă de a fi găsite. Din această cauză s-a dezvoltat o întreagă industrie și un întreg mecanism al aflării numerelor prime, se dau premii și așa mai departe. Iată însă că, spre deosebire de celelalte metode care sunt aproximative, aceste tabele ne dau exact nu doar numerele prime, ci și toate numerele la care se împart toate numerele de pe șirul numerelor naturale. Sper să apreciați acest tabel atâta vreme cât acesta și primul prezentat sunt singurile din lume deocamdată care reușesc să dea 100% dacă se păstrează mecanismul de verificare, să dea 100% consecutiv toate numerele prime. Mulțumesc pentru atenție și sper să ne vedem la un alt experiment care va fi probabil și mai și. La revedere!